Ștefan, înțelegem și știam de mai multe zile că este o problemă cu aceste decizii, că au fost oprite de la distribuire și chiar cerute înapoi de la pensionari. Din punctul nostru de vedere, nu este o problemă, pentru că genul ăsta de situații au fost prevăzute în convenție. Deci am anticipat, mă rog, toate echipele și de la poștă și de la minister au anticipat că vor fi diferite erori, încât există un flux prin care casele de pensii ne pot solicita fie oprirea, fie returnarea unor decizii. Și deși este o situație pe care noi o anticipăm sau estimăm că este peste tot în țară, gradul sau procentul de solicitare este unul sustenabil și relativ redus. Sigur că da, din punct de vedere logistic. Bun, dar discutăm despre mai multe județe. Noi am știut despre Alba, dar am aflat de la un pensionar ora trecută că e vorba și de Iași. Sunt mai multe județe, înțelegem. Cel mai probabil e peste tot. Știți, sunt motive diverse. Ce ați spus, domnule ministru? Care e motivul? Care e motivul, Valentin Ștefan? Nu solicităm explicații când ni se cere, dar pot să speculez că pe lângă unele erori, cum de altfel s-a discutat în calculare, există foarte multe situații în care pensionarii sau beneficiarii fie și-au schimbat domiciliul, fie au decedat între timp. Și toate aceste situații duc la o nevoie de a opri unele decizii. Nu, dar au fost decizii pe care le-ați retras direct de la pensionari, adică ele ajunseseră la pensionari și apoi au fost retrase de la pensionari. De ce s-a întâmplat? Adică, știu, nu vi s-au dat motive, dar sunt multe astfel de spețe? Nu, este un caz izolat acesta în Alba, unde, într-adevăr, doi salariați au dat dovadă de omenie și au vrut să-i ajute pe pensionari, ducându-le deciziile direct la casa de pensii. Cel puțin asta este explicația pe care mi-au oferit-o nouă aici, în Administrația Centrală. La nivelul distribuirii, unde suntem în acest moment, că se apropie finalul de lună? Noi am avut 10 zile, adică 2 săptămâni, da, pentru a distribui. A trecut prima săptămână, mai avem încă o săptămână și datele de vineri erau undeva la 2 milioane și jumătate de decizii care au ajuns la pensionari. Deci mai avem aproximativ 2 milioane. Suntem conform graficului. Ce spuneți?